Domnul Hrezeu, suntem la lansarea noului fond de ten jovial. Spuneți-mi dumneavoastră, când alegeți un fond de ten, ce așteptări aveți, cu ce ar trebui să aibă? Pentru mine un fond de ten trebuie să aibă o acoperire puternică, să acopere pistrui, pete pigmentare, diferențe de culoare are tenului, dar în același timp să fie pielea să rămână foarte naturală, catifelată, luminoasă. Ceea ce am încercat și sper eu că am reușit prin acest fond de ten jovial este o balanță perfectă între naturalețe și un grad mare de acoperire. Se știe că dermocosmeticele în general au un grad mai mare de acoperire pentru că ele sunt indicate și în afecțiuni dermatologice, eritem, cuperoză, acne și mai departe. Și atunci a fost un challenge pentru noi să reușim să-l facem și natural și terapeutic în același timp. El este fără parfum, fără parabeni, din cauza aceasta este recomandat pentru chiar și pentru pielea cea mai sensibilă. Este recomandat tuturor tipurilor de ten? Tuturor tipurilor de ten. Este de fapt o cremă pigmentată cu pigmenți naturali, are și efecte de hidratare, anti-aging și dă un aspect luminos și sănătos tenului. Are și SPF 15, factor de protecție solară, care este foarte necesar în zilele noastre. Cui se adresează acest produs? Oricărui femei de orice vârstă sau ce ar trebui să... Se adresează tuturor tipurilor de ten, de la orice vârstă. Astăzi fetele folosesc fond de ten de la 14 ani. Folosim fond de ten în fiecare zi. Exista pe vremuri, mamele noastre spuneau fondul de ten strică pielea. Nu mai e adevărat astăzi acest lucru. Folosim fond de ten în fiecare zi. Fondul de ten este o cremă pigmentată, așa cum spuneam, și face foarte bine pielii. Produse cosmetice cumpărați din farmacii? Eu creez produse cosmetice și folosesc Kivatern pentru că produsele pe care le creez, în primul rând să-mi placă mie. Știu fiecare produs, ce ingrediențe, ce concentrații. Să ajungeți la textura finală a fondului de ten. A durat mult până să alegeți fiecare? În general lucrăm înainte, cam un an de zile înainte de lansarea fiecărui produs. Textura, parfumul, ingredienții activi sunt atent aleși și înglobați în versiunea ale produsului final. Se alege apoi produsul final care intră în teste de stabilitate, compatibilitate, hipoalergenicitate. Lucrează o echipă de dermatologi, cosmetologi, chimiști care adaptează fiecare produs, fiecărui tip de ten. Știu că sunt făcute în Franța produsele Kivatern, nu? Da, am ales să le producem în Franța pentru că Franța are o expertiză în industria cosmetică. Industria cosmetică franceză este foarte, foarte dezvoltată. Sunt foarte multe companii din foarte multe țări, începând cu Asia, America, Africa, care preferă să producă produsele în Franța pentru a avea o garanție a calității și, de ce nu, pentru a avea o etichetă made in France.